Clubul sportiv Velocitas Timișoara anunță că cicliștii Horia Precup și Tania Pârvu au câștigat titlurile de campioni naționali la campionatul național de short track și cross country olimpic. Evenimentul s-a desfășurat în weekendul trecut pe cheile Grădiștei, în județul Brașov. La această competiție de anvergură au participat numeroși sportivi, iar performanțele obținute sunt deosebit de remarcabile. De asemenea, în același weekend s-a desfășurat și ediția cu numărul 13 a cupei Max Ausnit, o cursă de șosea devenită tradiție în zona Lugojului. Concursul a reunit sute de cicliști din toată țara și de peste hotare, aceștia întrecându-se pe trei trasee de lungimi diferite. Sportivii de la Velocitas au urcat și în acest an pe podium. Felicităm toți cicliștii pentru rezultatele extraordinare obținute și pentru reprezentarea de excepție a clubului și orașului Timișoara. Aceste performanțe sunt dovada muncii și dedicării sportivilor noștri și ne motivează să continuăm să sprijinim și să dezvoltăm ciclismul de performanță, transmit reprezentanții clubului sportiv Velocitas Timișoara.